I just learned about this website called Verped.org. It's short for virtuous pedophiles. Not virtuous as in they're better than everyone because they're attracted to children, but virtuous like having moral standards and a sexual orientation that they have no control over, like the rest of us. După cum putem vedea videoclipul vorbește despre pedofil virtuoș. virtuțile cunoscute de mine și cam de întreaga umanitate sunt curajul, chipzuința, judecata, înțelepciunea, urmate de sigur de speranță, credință și caritate. Nu țin minte să existe virtutea pedofiliei? Această duduie, într-adevăr, vorbește despre cum să nu practici acte de pedofilie, dar este foarte bine să fii atras de copii, din punct de vedere sexual, desigur. Acum, dacă vorbim de virtuți, vorbim inevitabil și de vicii. Unul dintre aceste vicii este pofta. Aici intră, desigur, și pofta sexuală. De ce ai încerca să te identifici cu pofta, în acest caz pofta pedofilică, dar să nu o practici? Din contră, ce știm despre virtuți și vicii? Știm faptul că cu cât exersezi mai mult, cu atât ești mai înclinat către ele. Ce vreau să spun cu asta? O persoană atrasă de copii ar trebui să abandoneze viciul numit poftă și să practice virtuți. Cu alte cuvinte, să se îndepărteze de acele sentimente, de acele pofte față de copii. Din contră, ce învață acești depravați moral este faptul că te poți da mare dacă ești atras de copii, atâta timp cât încă nu ai molestat unul. Gândiți-vă la copiii voștri. Sau, dacă nu aveți, puneți-vă în papucii unui părinte. V-ați lăsa copilul în preajma unei persoane ce se declară pedofil virtuos? Ideologia de gen spune că atracțiile sexuale sunt ceva normal. Și astfel orice de viață sexuală e bună. Apogeul este însă și această pedofilie pretinsă a fi virtuoasă. De curând am făcut un videoclip despre determinism ca cea mai mare problemă a teilor. Mi s-a spus că este doar la nivel teoretic. Ei bine, practic, ideologia de gen merge pe premisa ești cine ești și nu poți schimba asta. Cum spuneam, apogeul este că dacă ești atras de copii, ești pedofil. Pe cât posibil să încerci să fii un fel de pedofil virtuos, dar conform cu ei, toată viața ta vei fi un pedofil și până la urmă greșeala e umană. Aceasta este concluzia logică a ateismului. Păi ce considerați că este mai bine? Haideți să luăm un caz ipotetic. Să spunem că am identificat o persoană care este atrasă de copii. Ar trebui să ajutăm acea persoană să nu mai fie în acel viciu, să nu mai aibă acele gânduri care nu sunt potrivite? Sau ar trebui să spunem, nu, nu, este ok să fie atras de copii, poate îți găsim o păpușă sau conținut prin inteligență artificială sau un fel de pornografie? atâta timp cât nu practic este ok să fie atras de copii. Care din cele două credeți că este mai bună pentru acel om și pentru societate? să -i încurajăm pofta într-o anumită măsură sau să-l ajutăm să iasă din acea poftă? În concluzie, aveți mare grijă pe cine considerați prieteni și, poate la fel de important, mergeți și votați. Să nu lăsăm aceste depravări la noi în țară. Dacă doriți să vizionați și alte videoclipuri similare, vă încurajez să vă abonați și să lăsați un comentariu. Domnul cu voi!